Salutare tuturor și bine ați venit din nou la o nouă rețetă! De foarte, foarte mult timp doresc să pregătesc această prăjitură. Așa că astăzi m-am gândit că este timpul să o pregătim. Prăjitură cu morcov. Deci, dragii mei, haideți să vedem cum pregătim această delicioasă prăjitură. Și vom începe cu blatul. Pentru blat vom cerne într-un bol mai mare 200 de grame de făină, cu 10 grame praf de copt, 8 grame scorțișoară, o jumătate linguriță ghimbir, puțin praf de cuișoare, amestecăm cu untel și îl dăm deoparte. Iar acum, în alt bol, vom adăuga 3 ouă, 200 de grame zahăr brun și amestecăm. 200 ml de ulei și următorul pas vom adăuga puțin câte puțin amestecul de făină și amestecăm cu untel. Am adăugat toată făina. Vom mai adăuga 220 de grame de morcov răzuit, coaja rasă de la o lămâie și amestecăm. 100 de grame de nucă măcinată, 100 de grame stafide și amestecăm. Vom avea nevoie de o tavă de 20 cm tapetată cu hârtie de copt, vom turna compoziția, o vom nivela și o vom da la cuptor timp de 30 de minute la 170 de grade Celsius. Și blatul nostru este gata. Uitați cât de bine arată. După ce se va răci puțin, îl vom scoate pe un grătar și îl lăsăm să se răcească foarte bine înainte de tăiere. Eu voi tăia acest blat de 16 cm. Uitați cât de bine și de pufos este. Deasupra îl voi îndrepta, după care îl voi tăia în două părți egale. Și îl vom da deoparte. Între timp vom pregăti crema. Pentru cremă vom folosi 100 de grame de unt moale, pe care îl vom mixa aproximativ 5 minute. Iar după aceea vom adăuga 200 de grame de zahăr pudră. Adăugăm zahărul puțin câte puțin și mixăm. Am adăugat tot zahărul, iar acum vom adăuga 150 de grame de brânză Philadelphia rece și mixăm. Și crema noastră delicioasă este gata. Iar acum doar ne rămâne să montăm prăjitura. Vom pune primul blat, un strat de cremă, deasupra vom pune cel de-al doilea blat, și cu restul cremei vom pune deasupra un strat de cremă și vom acoperi toată prăjitura cu cremă, așa cum vedeți că fac eu în video. Pe margini o vom decora cu alune mărunțite sau nucă. Iar pentru decorul final vom pune morcovi din marțipan și jumătăți de nucă. După cum ați văzut, este o prăjitură foarte, foarte ușor de pregătit și foarte bună. Chiar vă recomand măcar o dată să o încercați. După ce vom decora prăjitura, o vom da la frigider timp de o oră. După ce va sta o oră la frigider, se poate tăia și savura. Este o prăjitură fină și delicioasă. Deci vă doresc poftă bună, spor la treabă și numai bine tuturor! Pa, pa!